Lunii 29 martie, în jurul orei 18, oamenii au început să se strângă în fața prefecturii din Râmnicu-Vâlcea pentru un protest anti-restricții COVID-19. Protestul a fost declanșat ca urmare a restricțiilor impuse legate de ora de liberă circulație și a orelor de funcționare a magazinelor și restaurantelor. Oamenii au invocat că le sunt îngrădite drepturile, dar și faptul că se dorește distrugerea sectorului Horeca, considerat de aceștia singurul sector încă autentic românesc. Mulți dintre protestatari nu purtau mască, iar cei care o aveau o țineau doar pentru a evita amenzi. Nimeni nu a ținut cont de distanțarea fizică. Practic creează o aglomerație, nu are nicio logică această măsură. Se vede clar că aceasta nu e o măsură sanitară. Deci nu are cum să fie o măsură sanitară o asemenea măsură. De asemenea, am venit să sprijinim pe cei din Horeca, pentru că este singurul sector care a mai rămas românesc, sector de activitate economică care a mai rămas românesc și se încearcă și distrugerea fără niciun fel de logică. Oamenii sunt foarte supărați pe actualul guvern, despre care cred că își bate joc de populație. Nu este normal ca la vineri, sâmbătă și duminică noi să intrăm în casă de la ora 8, când deja acum vine vara, deja acum vin căldurile mult mai mari și n-ai cum să stai în casă. Să fim de acord toți românii și să reducă restricțiile acestea la o restricție cât mai lejeră pentru fiecare cetățean român. Am 2 luni de când am venit și așa ceva nu mi-a văzut ochii de că sunt în România așa ceva. Mi-e rușine să spun că sunt român de un guvern hoț care toată lumea e pe furate. Dorm în Parlament mai rău ca acasă. Nici acasă nu dorm ce au făcut casa lor în Parlament. Nu stați să-și bată joc oamenii de voi! Stând în casă, așa își bat oamenii joc de noi. Adică cum? Guvernanții care ne conduc acum, de exemplu Câțu, care e de la Vâlcea și care își bate joc la ora actuală de noi, Arafat dă niște ordine mai nou, îl conduce, dă niște legi care mai mult este condus. Iar noi nu putem să stăm câteva ore aici? Câteva ore? Este un fapt. Sunt pentru copii și pentru memoria străbunilor mei. În fața prefecturii s-au scandat continuu lozinci împotriva premierului Câțu, a guvernului și a lui Raed Arafat. Au fost exprimate și nemulțumiri față de restricțiile legate de mersul la biserică. Câțule, nu uita! Vâlcea asta nu te vrea! Libertate! Libertate! Ține în casă, în niciun caz. Nu să-mi interzici să tu mie, bă, să nu fac paștele. Că mie mi-a murit copilul. De 3 ani. Cum să-mi interziți, bă, tu mie, să mă duc la biserică? Printre protestatari s-au aflat și cei implicați în organizarea de evenimente sportive, un alt sector afectat de măsurile aplicate. Mă aflu aici ca să protestez, pentru că sportul este închis de aproape un an de zile, de fapt un an de zile. Eu fiind organizator de competiții sportive, mă afectează foarte mult. În jurul orei 19 și 30 de minute, protestatarii au plecat la pas prin oraș pentru a scanda și a invita și alți doritori să li se alăture. Dacă la începutul serii se strânseseră în jur de 60 de persoane la protest, până seara la ora 10 se regăseau aproape 1000 de persoane în centrul orașului. Cu noaptea deja instaurată, protestatarii au revenit în fața prefecturii, unde au fost arse mai multe măști în semn de dispreț față de impunerea purtării acestora. Protestele de aseară au început timid, cu puțini oameni, dar s-au terminat în forță. Jandarmeria Vâlcea a anunțat printr-un comunicat de presă că a mobilizat mai multe forțe pentru protestul anti-restricții, care s-a încheiat la ora 22, fără evenimente majore. În prezent, Râmnicu-Vâlcea înregistrează o incidență privind infectarea cu COVID-19 de 5 cazuri la 1000 de locuitori.